Băi, fraților, am revenit cu un vlog nou și, după cum vedeți, cred că am și o calitate mai bună pentru că filmez după 1.80. După cum se vede, am luat 1.80. Așa. Deci un telefon cu camera rabatabilă, să zic așa. Și până acum se comportă super, super, super bine. Se vede super, super, super bine, sunt foarte mulțumit de el, dar e o chestie, ceva nou la el, adică de la 50 la 80, e. Ca să vă compun eu asta aici, ca să... Haide! Trebuie să fac așa pe lucru să stea, pentru că... Așa, deci... Să facem un fel următor. Aici am cutia lui. Aici am căștile lui și căștile lui vin cu mufa așa. Asta e. Nu merge să vă calibrez, dar vă calibrez asta. Așa. Deci asta e mufa lui care de acum și niște căști nasoale. Că e Samsung pe așa. Așa. Mă întreba să văd dacă acest telefon are încărcare wireless. Eu am întrebat dacă are și a zis că are. Acum văd că nu scrie nicăieri dacă are sau nu are. Bine, nici n-a stat să citesc cărțile și discute, pentru că n-a. Haideți să vedem aici, dacă tot. În fine, o să mai am o cartuci pe aici. Ia să vedem ce e aici. Da, păi dar cine folosește asta? Știți aici că se folosește doar cablul ăla pentru că ăla. Asta e volum. Să vezi ce fac așa. Să fac o jumătate de lucru. Până acasă. Vedem programatic. Da. Deci acest telefon, să vă fac să înțelegeți, că este mai bun decât S10-le, decât S8, S9 și alte telefoane. Toată lumea spunea că telefonul ăsta e nu știu cum și nu știu cum. Nu, telefonul ăsta e foarte bun. Dar chestia e că avem încărcător cu mufă de asta. Da, mufă ciudată. Și l-am două capete la încărcător. Așa. Bine, eu folosesc așa încărcătorul pentru care mult mai multă forță decât ăsta de la A50. Ăsta scoate 2A, ăla scoate 2.77A. Asta e mult prea lung cablul ăsta. Bine, eu pot să-l folosesc pe ăsta. Dar... îmi trebuie să dau forță la ăla, ăla e super... super adapter charge. Și ăsta e doar... fast charger. Ăla e super, adică... o viteză, accelerat, nu știu cum. În fine, telefonul ăsta e puțin mai greu decât A50-ul, dar m-aș bucura să fie încărcare wireless la el. Chiar m-aș bucura. Și da, are o calitate super, adică filmează 1800p cu 50 de frame-uri sau 60 de frame-uri, ceva de genul ăsta. Nu prea am stat eu să mă interesez de el și să citesc de el. Dar sper să vă placă și vouă cum filmează. Sper să fiți mulțumiți de cum să zic eu, de calitatea pe care vă dau, pentru că toată lumea mi-a zis: "Bă, vrem o calitate mai bună."
Încerc să fac și ce pot și încerc să vă dau calitate cât mai bună, dar atunci când eu editez, trebuie să-mi dea și acea aplicație calitate pe care eu o vreau. Acest vlog o să-l pun așa și mai vedem după aia ce cum și ce fel. Momentan vlogul ăsta o să-l pun așa, fără muzică, fără nimic, dar intru pe YouTube, îl urc acolo și vă las să vă uitați. Și da, să vă spun ceva despre acest telefon. E super, super ok. Îmi place că are camera rabatabilă. E din sticlă față-spate, adică nu are Gorilla Glass sau ceva de genul, nu știu cum se cheamă, dar cred că așa se cheamă, Gorilla Glass. Are sticlă spate. A50-ul care îl aveam, n-avea încărcare wireless, dar nu cred că are nici ăsta. Dar eu când am luat și am întrebat, a zis că are. O să văd mâine când mă duc să-mi iau husă, o să-l întreb pe ăla, ai încărcătorul wireless, să-mi încerc și mie telefonul, că poate n-am. Și o să-mi iau și un încărcător wireless, dacă merge, dacă nu, îi cumpărăm încărcător cu toată chestia aia. E o chestie. Aveți videoclipuri cum pot să fac un încărcător wireless și vă dau acolo un încărcător wireless comandat după net cu o chestie mică care se bagă în mufă și pe spate și pui husa. Și e super ok. Și da, cam atât a fost acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și revenim cu totul despre telefonul acesta, cu toate, pardon. Acum sunt și obosit, nu știu dacă se văd ochii, că sunt cam roșii. Sunt și obosit, nu prea am chef să filmez, dar am zis să filmez, să vă spun și vouă ce investiții am făcut, ce actualizare am făcut. Și da, mi-am dat și barba jos, după cum se vede. Trebuie să o lăsăm înapoi să crească, că nu prea se simte ciudat acum. Și da, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și pa, pa, pe data viitoare.